Numirea, citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000. Pentru a înțelege modul de formare a numerelor, vom folosi gruparea câte 10 a elementelor unei mulțimi și vom utiliza numărătoarea cu bile. Așezăm mai întâi 10 bile la unități. Transformăm apoi cele 10 unități în 10. Avem o 10. Deoarece 10 unități alcătuiesc o 10. Primul lucru pe care trebuie să îl reținem este că 10 unități formează o 10. În continuare, așezăm 10 bile la 10. Transformăm cele 10 zeci în sute și avem 100. Deoarece 10 zeci formează 100. Reținem 10 zeci egal 100. După cum am văzut în cazul precedent că 10 unități formează o 10. După aceleași reguli, dacă avem 10 sute și dorim să le transformăm în mii, din 10 sute obținem 1000. Zece sute alcătuiesc 1000. Este lucrul pe care trebuie să-l reținem în final. Să repetăm acum ceea ce am învățat până aici. 10 unități egal o 10, 10 zeci egal 100 și 10 sute este egal cu 1000. În continuare, pentru a înțelege modul de scriere și de citire a numerelor, folosim un tabel de numerație. Să analizăm mai întâi acest tabel. Numerele scrise pe primul rând reprezintă numărul ordinului, adică locul pe care o cifră îl ocupă în alcătuirea unui număr. Observăm că unitățile se scriu la ordinul 1, zecile sunt unități de ordinul 2, sutele sunt unități de ordinul 3, iar miile sunt unități de ordinul 4. În scrierea numerelor folosim cifrele de la 0 la 9. Primul număr pe care dorim să-l scriem este 123. La sute avem 1, la zeci 2 și la unități 3. 123. Observăm atunci când citim că nu se pronunță numele ordinului unităților. Deci nu citim 123 de unități, ci doar 123. Următorul număr este 305. La sute 3, la 10 nu s-a auzit nimic, înseamnă că zecile lipsesc și punem 0, deoarece nu avem nicio unitate la 10, și la unități 5. Atunci când citim numele ordinului din care nu avem nicio unitate nu se pronunță. În cazul acesta nu pronunțăm nici numele ordinului zecilor, nici numele ordinului unităților. Așa că citim 305. 680. 6 la sute, 8 la 10 și la unități avem 0, deoarece lipsesc unitățile. 999. 9 la sute, 9 la 10, 9 la unități, 999. Ultimul număr pe care îl scriem este 1000. La mii avem 1, la sute 0, la 10 0, la unități 0. 1000. De aceea spunem că numărul 1000 se scrie cu 1 urmat de 3 zerouri. Thank you.